Arheologii au descoperit mozaicuri romane perfect conservate sub vițele de vie din nordul Italiei, posibile elemente decorative ale unei vile căutate de un secol. Somptuoasele mozaicuri, în culori vii și desene geometrice, parțial dezgropate în apropiere de comuna Negardi-Valpolicella, în apropiere de Verona, ar fi putut face parte dintr-o vilă romană din secolul III, deja descoperită de arheologi în 1922. Locuitorii acestei regiuni viticole care produce vinul roșu italian Valpolicella știau de ani că vestigiile romane se ascund acolo, în contextul unor prime cercetări vechi de un secol. Mozaicurile găsite într-un loc numit Villa reprezintă prima mare descoperire. Arheologul municipal Gianni De Zuccato povestește că a avut impresia că intră într-o mașină a timpului, atunci când a găsit mozaicurile cu motive geometrice roșii, gri, albe și maro. Arheologii spun că ar putea fi clădiri ascunse sub grădină pe 1000 de metri pătrați. Autoritățile din comuna Negardi-Valpolicella vor să prezinte vestigiile cât mai curând posibil, toată acțiunea necesitând fonduri importante și timp.